Asta e complet fals. Cine crede balivernele astea cu vampiri? Sunt dinți din plastic și ketchup, Tony. Mi-a spus mie tata. Vreau să fiu vampir. La culcare, băieți. Trebuie să mergi acasă, Tony. Nu mă trimiteți pe întuneric, vă implor. Dragule. Da, e beznă. Ce vrei, papă lapte? Wayne, nu pot să exersez mai încet. Nu! Haide, trebuie să te trezești. Nu mă pot trezi, sunt vampir. Și apoi e sâmbătă. Wayne, m-ai ținut treaz toată noaptea cu urletele tale. Scuză-mă, te rog, pentru că nu sunt fetiță. Sunt vampir. Vreau sânge. Mereu am crezut eu că e ceva ciudat, Wayne. Da, știu că e ciudat, Tony, dar asta nu îl poate face vampir. Nici nu există vampiri. Așa ți s-a spus până acum, amice, dar e timpul să deschizi ochii. Uite, vezi? Țânțarul se hrănește cu sângele meu ca să trăiască. Trebuia să faci asta. Draga mea, ești rece ca un mormânt. Nu e deloc palpitant, vreau ceva cu mai multă viață. Chiar și tu, amicul meu drag, te hrănesc cu sângele portocalei. Și directorul bănții îi stoarce de vlagă pe clienții săi, sugativele, spune tata. Le datorează bani? Sunt peste tot, amițe, țânțari, păianjeni, lelieți, lipitori, băutori de suc, director de bancă, profesor, inspector, vampiri, peste tot! Hai, pisicuțo, în curând o să fii pisica nopții! Sângele a fost băut. Acum pregătirea mea de vampir e completă. E semnul pisicii. Să nu spui că nu te-am prevenit. Wayne, dragule, aș vrea să nu porți perdelele la masă. Nu sunt perdele, e capa mea. Și vreau să-mi schimb numele. În Contele Cramula. Dar e un nume străin. Wayne, culcă-te imediat! Dar nu pot dormi, mami, iar
iar am insomnie. Trebuie să dormi puțin, Wayne. Ești treaz de două nopți la rând, iar mâine mergi la școală. Vampirii nu se duc la școală, mami. Ei se duc unde vor, când vor. O să vezi. Wayne Crump, dă-te jos din cuier imediat și dă jos perdelele alea de pe tine. Nu sunt perdele, sunt vampir. Mi se spune conte. Gata, Wayne, îți confisc capa. Nu, nu capa mea. Ea e cultura mea. Cum? E turbanul lui Boldy. Sau fosta lui Hamish. Bună dimineața, copii. Ha, îl agresez cumva pe copil? Oh, poate, dar Wayne Crump insistă că e vampir, domnule Pretty. Un transilvanean extraordinar. La școala asta acceptăm diversitatea culturală în toate formele sale. Fere căciule în clasă, Boldip. Dar e turbanul meu, domnule. Bine, bine, dar să-l dai jos. Domnișoară Hissy, Wayne îi sperie iar pe copii. Nu faceți nimic? Regret, Mari, dar domnul Pretty zice că trebuie să acceptăm toate culturile în școala noastră, chiar și vampiri. Cum oare să acceptăm o cultură care știm că încurajează terorizarea celor mici? Vă rog să încetați. Tânărul Cramula e un vampir transilvanean. Cred că are dreptul ca vampir să-i sperie. La joacă, te rog. Diseară e ședință cu părinții, domnule Pretty. Aveți ocazia să faceți cunoștință cu comunitatea transilvaneană, fără usturoi? Desigur, domnișoară Hissy. Se poartă cu Wayne ca și cu o specie periclitată. Să mergem la un tribunal pentru drepturile omului. Sau să punem o poteră pe urma lui. Asta fac ței din mlastină când se trezesc un monstru printre ei. Salutare! Bună seara! Distracție plăcută! Domnul și doamna Cramula, willkommen, bienvenu, bun venit! E destul de întuneric pentru dumneavoastră. Prieteni, copii ai școlii, un monstru se află printre noi. I-a speriat pe cei mici și a terorizat femeile. A fost prins deranjând vitele și poartă semnul pisicii. Trebuie să fie doborât! Prindeți voi pe mine, blegilor! Eu mă ascund în noapte! Am cel mai profund respect pentru tradițiile dumneavoastră. Serios? Oh, da! Nu doriți să pregătim o mâncare specială pentru Wayne? Sau să-i spunem conte ce îi place să muște? Că s-a transformat într-un liliac! Uite, cumă! Sau excremente de liliac! Pentru ultima dată, numele nostru nu este Cramula, iar fiul nostru nu este și nu a fost vampir. Eu n-am spus că e. Domnișoara Hissy a spus. Ia duce chestia asta cu tradiția cam departe, nu eu. Ai întrecut măsura, Wayne. Renunță, recunoaște, nu ești vampir adevărat. Ba, sunt adevărat, fetițo. Deștept, poți dovedi foarte ușor că ești vampir. Da? Da, cu o simplă mușcătură pe gâtul meu. Vampirii adevărați așa fac. Nici gând, e scârbos. Păi, dacă nu mă muști tu pe mine,
Îmi pare rău că m-am jucat de vampirul mami. A fost ideea lui Wendy. Sanctuar! Ups! Am greșit! Dragul meu, un singur sărut și vei fi al meu în veacul vecilor. Vezi, Lucian? Nu e nimic acolo, absolut nimic. E scârbos, e umed, e lipicios. Șterge-l, șterge-l. 34, Mirina Zdrăvan. 35, 36. Ce cauți aici, Tony? Caut haine, de-alea frumoase. Pot să caut în baie? Vreau niște parfum frumos mirositor. Ce înseamnă toate astea, Tony? O să mă însor. Te însor? Ce părere ai? Nu te poți căsători, Tony. Ești prea tânăr. Ba mă însor. O cheamă Misty Crisp și mi-a scris o scrisoare. Una de dragoste, dacă vrei să știi. Ești foarte tulburat. Încă n-ai fost la nicio întâlnire. Am fost la multe întâlniri, doar că n-ai fost tu atent. Și apoi, cei din mlastină se însoară de tineri. Dacă nu mă însor, ține-o să-mi gătească și o să-mi calce. Cred că-ți dai seama că unii vor spune că ești misogin, Tony. Ai un vierme în ureche. Nu-mi vine să cred că nu te bucuri pentru mine, amice. Sigur că nu, îți distrugi viața. Și să nu mă chem cavaler de onoare pentru că o să fiu ocupat. Uși trântite, distracție cu furie. Ce este, pămpălăilor? Nimic! Deci faptul că eu mă însor nu e nimic! Vrei să fii cavalerul meu de onoare? O să avem tort! Cu mare plăcere, jegosule! Nuntă, zici? Oh, ia să trec puțin la dietă! Dă-mi prosopul, fiule! Tony e aici? I-am adus niște cravate. Regret, Lucian, dar a plecat să cumpere ceva pentru nuntă. O să dureze o vreme. Oh, bine, pa. Pa, să mai treci pe la noi, Lucian. Tony? N-am știut că tu și Tony sunteți prieteni atât de buni, Wayne. Nu suntem, nu-mi place tipul. Aiurea, nu chem pe nimeni să-ți fie cavaler de onoare dacă nu ți-e cel puțin amic. Vreau un tort întreg ca să port costumul ăsta. Nicio problemă, îl vei primi. Gata, gata, Wayne, e Wendy. În calitate de organizator oficial al nunții, e datoria mea să aleg costumul cavalerului de onoare. Cine te-a pus organizator? Eu m-am pus. Tony știe de asta? Încă nu. Dacă cooperezi, Wayne, o să-ți fac un tort atât de mare de o să ai nevoie de un topor ca să treci de glazură. Glazură? Topor? Ce mișto! Vă rog, vreau două din aceste costume, Gigolo Junior. Cum de fetița noastră nu trebuie să încerce un costum? Ce? Unde-i fetița? Action Guy sau detectivul Dave? Detectivul Dave e mai bine îmbrăcat. Și e mult mai scump. Aveți ceva elegant? Desigur, asta a fost a unui spaniel. E elegantă, dar vreau ceva mai spațios pentru când vor veni ăia miții. Care ăia miții?
Au! Cine vrea să locuiască în așa ceva? Alo? Missy Crisp? Vreau să-ți spun ceva despre logodnicul tău, Tony. E mic, foarte mic. I se spune băiatul crevete, pa! Și acum pune inelul pe degetul miresei. Nu mirele trebuie să facă asta. E o nuntă modernă, Wayne. Așa că... Dacă mă vrei pe mine, spune ce. Ce? Sunt soție. Dar nu se spune ce. Trebuie să spui da. Și trebuie să ai și martori. Nu se pune bleago. O să cioplesc osul ăsta în două inimioare. Nici nu o să-ți dai seama că aici a stat un câine. Ce zi mare pentru un tată să-și vadă fiul însurat. Nu cred că va avea loc nicio nuntă, tată. Cum așa? Nu știu. Dar am slăbit deja un kilogram. Tony, a sosit Missy. Nici măcar nu mă pot uita. E într-adevăr mică. E foarte mică. Ignoră-l, Missy. Este doar misoginul despre care ți-am vorbit. El e cavalerul meu de onoare, Wayne. Mă rog. O fie mică, dar are bagaje foarte mari. Așa, Wayne, citește ce scrie pe felicitare. Nici vorbă. Ce e? Nu știi să citești? Ba da. Și eu da. Au auzit totul. Nu se pune, nu se pune. Trebuie să fie un preot. Vrei o frunză să te sterzi, prietene? Ce cauți aici? Caut flori la butoniere. Doarme în sol, ai uitat? Cum aș putea uita, Tony? Nu e bine deloc. Nu se poate să faci asta. E groaznică, e bătrână și miroase urât. Arată urât și probabil că și sforă e. Tu nu știi nimic despre ea. Păpădie ordinară ți ești. Păstrează-ți comentariile. Nici tu nu știi nimic despre ea. Ne căsătorim în mare secret. Ce romantic! Wayne pare un băiat de treabă. Mult mai bun ca nătăflețul ăsta. Sunt fericită. Știam eu că ceva nu e în regulă cu ea. Scuze-mă, am renunțat la dietă. Dar Lucian mi-a spus că s-a anulat nunta. Nu-mi vine să cred că Lucian va arăta tocmai nunta prietenului său. Da, eu îl urăsc pe Tony și tot mă duc. O să fie tort. Tu nu mănânci deloc. Unde să stăm la nunta asta? Chiar aici, în fața tortului. Ce frumoasă e! Așa e! E un tip pe tortul meu! O să-l murdărească tot! O să scap inelul dacă nu ești atent. De ce nu-l pui pe degetul meu ca să fie în loc sigur?
Dacă e cineva aici de față care cunoaște vreun impediment pentru care Tony și Missy nu pot fi soț și soție... Știu eu! Stau pe tortul meu! Doamne! Am eu motive pentru care Tony și Missy nu se pot căsători. O grămadă de motive! Gata, puteți ieși acum. Suntem libere! Mulțumesc, amițe. Vă sfătuiesc să fiți mai atenți cu cine se căsătorește fiul dumneavoastră data viitoare. Sunt sigur că Missy Crisp ar fi colecționat soț mititei mult și bine dacă nu era băiatul ăsta viteaz. Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Paul Zurbă, Urin Tripa, Anca Sigmirean, Iona Bruban, Ileana Iurciuc, Richard Valint, Marlena Prigoreanu, Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Alexandru Rusu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea. Cursul de frumusețe. Ești sigur că cizmele noi nu sunt prea frumoase? E în regulă. Le ia câteva zile până se mai lasă. Privește. Mașa? Dandy? Voi sunteți? Chiar așa. Promovăm și jurizăm al patrulea concurs anual de frumusețe pentru copiii din Soap City. Wow! Arătați minunat! Cerceii ăia sunt pur și scânteietori! Dacă aș avea și eu o fată care să se înscrie în competiție... Mami, nu! Concursurile astea fac rău femeilor din toată lumea! Dar la snack sunt bune! Apreciază aspectul, nu inteligența. Nu-i așa, băiete? În concursul nostru avem și o probă de talent. Și urâții sunt bineveniți aici, dar nu se înscriu, asta e. Știu, pentru că am câștigat titlul de prințesă de 3 ori. Ești invidios pentru că nu ești frumos, ca mine și ca Wayne. Jos misoginismul, boicotați concursul! Jos misoginismul, boicotați concursul! Trebuie să plecăm! Nu! Cum? Nu! Hai! Nu, mamă! Vreau să rămân! Hey, dacă nu e misogin acest concurs, nu se va supăra nimeni dacă mă voi înscrie și eu! Ești binevenit, dragule, dacă tu chiar te crezi o prințesă! De fapt, dacă vei câștiga, îți promit că-i spun tati să oprească concursul!
Stai dreaptă, Heather! Rochia asta e prea grea! Dă-ți șoldure în păr? Dar eu nu am încă șolduri! Capa asta te arată grasă, Luen! Grasă! Putem merge acasă? Mami, ești sigură că pot închiria un frac de la magazinul Stilul Cenușăresei? Cine a vorbit aici de frac? Nu vei câștiga dacă nu devii o adevărată prințesă! O prințesă adevărată poartă o rochie de bal la proba de rochii de seară! Mi se pare puțin cam exagerată, doar dacă nu voi găsi pantofi care să se asorteze la culoare. Oh, bravo, prințesa mea! Bravo, fiule! Nu ai vărsat nicio picătură! Wayne! Scuze, mami, îi făceam o poză prințesei nătăflețe pentru panoul de onoare. Vreau să-i câștige, mami! Serios, serios, vreau! Ești tare norocos că ai un frate care te susține, Lucian! Mami, e doar ora 6. Nu cinăm! Prințesele nu mănâncă la cină, Lucian, și trebuie să-ți faci somnul de frumusețe. Dar machiajul ăsta îmi provoacă iritații. Nu e din cauza machiajului, drăguțule. Machiajul e bun! Abia aștept să te văd cu tiara. Oh, vom câștiga! Simt asta cu toate simțurile mele. Repede, fiule, nu vreau să întârziem. Pot alerga pe tocuri, mamă. Merg să văd care este situația. În calitate de bodyguard al meu, concursurile astea pot fi periculoase. Tendi, frumoase mașini. Trebuia să ne luăm mașini noi pentru bunul mers al concursului. Dar cum v-ați permis? Nu cred că ar trebui să vorbești cu noi. Da, e evident că vrei să ne influențezi voturile în favoarea lui Lucian. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la al patrulea concurs anual de frumusețe pentru copii din South City de la Haskem. Vi le prezint pe Marșa și Tendi, judecătoarele obiective de anul ăsta. Ești terminat, ratatule! Arată-ne ce știi, fetițo! Prima probă este cea a rochilor de seară. Domnișoarelor, vă rog să începeți și să vă arătați mersul gracios. Da, folosește podiumul. Bravo, fetițo! Declarația personală a concursului. Fiecare concurentă ne va spune ceva personal. Pacea mondială e foarte importantă. Cui îi pasă de pacea mondială? Eu m-am înscris pentru că sunt cea mai frumoasă fetiță.
frumusețea prințeselor ar trebui împărtășită tuturor oamenilor de pe planetă pentru a le aduce pacea mondială. Mulțumesc! Bravo! Scuze, dulceață mică, s-a terminat cu trucurile tale. Ascultă-mă cu atenție, vreau să domin proba de talent. E aceeași piesă de anul trecut și sună mult mai urât. Acasă, arunc cina pe masă, dar am timp să fiu frumoasă. Sunt o mămică din sopsiri, curată ca alama. Sunt o mămică din sopsiri, iubite, nu-ți dai seama. Sunt o mămică din sopsiri, da, da! Le-a cumpărat cadoul lui Tandy și lui Marsha, pe care nu și le-ar putea permite din salariile lor mici. Hei! Nu numai tatăl meu a trișat! Și Lucian cu tatăl lui au încercat să trișeze. Eu nu i-am spus lui Wayne să trișeze. Aș fi câștigat pe merit. Asta e a mea! E a mea! Hei! Dă-mi piara înapoi! E a mea! A mers acasă, băieți. Oricum o să pun poza ta pe panoul de onoare. Prințesă nătăfleață. Dacă eu sunt prințesa, atunci tu de ce ești atât de machiat? Dă-o în pace! Ești al meu. Lăcomia. Calci pe crepătură, îi dai fratelui în gură! Ai încurcat-o, nătăflețule! Termină, Wayne! E doar o superstiție și atât! Să-ți ia o mașină. Mașinile astea costă câteva mii. Atunci să facem rost de bani. Omul de oțel o să-l bată pe pierd de vară. O, nu, are un obiect străin. Îi să oprească cineva lupta. Domnule Winkle, vreau să vă vorbesc. Cum ai intrat aici? Trebuie să-l promovați pe tata și să-i măriți leafa. E amuzant, dar nici nu se pune problema. Acum nu pot promova pe nimeni. Mersi că ai trecut pe aici. Baza!
mult, domnule Winkle. Ai mult cuvânt, îmi place asta. Dar la mine angajatul trebuie să ceară promovarea, nu copilului. Hai, tati, domnul Winkle a spus că trebuie doar să-i ceri. Wayne, nu prea vreau să fac asta. Știi, mă poate da afară sau mă poate pedepsi. Haide, tati, nu ai de ce să te temi. Ți-e ușor să spui asta, tu nu te temi de nimic. Afară doar de filmul ăla cu maimuțele zburătoare. Nu vorbi despre asta! Hei, dacă te învăț să fii ca mine, tati, atunci nu o să-ți mai fie frică de domnul Winkle și vom fi bogați! Nu știu ce legătură au scaunele muzicale cu... Fă ce ți-am spus și nu mai comenta! Să mai încercăm o dată! Te-a întâmplat ceva, Lucian? Wayne îl învață pe tata să fie ca el. Stai așa, ne-a venit o idee. Ce-ar fi să facem ceva amuzant? Numai noi doi, hm? Wayne vrea să fie bogat pentru ca să fie răsfățat ca Wendy. Dar banii nu aduc fericirea. Vă voi demonstra când tata va înțelege adevărul, va pune capăt acestei situații. Bine, dar nu uita să spui ce ți-am spus, da? Alo? Da, alo, sunt domnul Frenel de la compania de telefoane. Știți, efectuăm niște reparații și vă rugăm să nu folosiți telefonul circa 24 de ore. Și dacă mă sună nepoții? Dacă folosiți telefonul, s-ar putea ca persoana care vă sună să fie electrocutată. Vai de mine! Acum partea bună! Alo? Draga mea, am o surpriză pentru tine. Ce e? Un ponei! Îl ador! E mai drăguț decât ceilalți ponei ai mei. O să-i spun Wayne. Cum se spune, draga mea? Servitoare, vino și ai grijă de poneiul meu. Descurci minunat, tată! Ești rău, ești șiret și după asta vei fi și destructiv! Stai așa, Wayne, distracția!